Mai arată fata dumneavoastră ca în poză? Nu mai arată așa, e slabă. E slabă. Povestea Gabrielei Budescu este cutremurătoare, demonstrând încă o dată vidul legislativ din România. Suferind de o tulburare psihică, aceasta se află prinsă într-un cerc vicios după ce a refuzat spitalizarea. Medicii de pe ambulanță se simt depășiți de situație, pacienta neputând fi luată cu forța de la domiciliu. În cazul în care bolnavul psihic devine agitat și reprezintă un pericol pentru cei din jur, un echipaj de ambulanță, în colaborare cu un echipaj al poliției, îl imobilizează, îl sedează și îl transportă la spitalul de psihiatrie. Fata mea este bolnavă psihic, are schizofrenie și epilepsie. Am acte doveditoare aici. Da. Și nu mănâncă de o lună de zile. Se ține cu mâna de pereți și se duce la baie să urineze, bea numai apă. A slăbit într-un hal nehal. Mă duc la poliție și spune că nu o luăm, că nu este violentă. Când vine salvarea, spune nu o luăm, că nu este violentă. Și nu mă pot ajuta în niciun fel. Nici medicul de familie spune că la ce ai venit la mine, că eu nu pot să te ajut în niciun fel. Du-te la psihiatrie, la spitalul de unde ai mai fost internată. Probabil că a afectat-o divorțul, nu are copii. Și asta a afectat-o mult pe ea și a căzut psihic. Și serviciul de acolo, din Spania, a avut necazuri multe. Și a căzut psihic și nu mai judecă normal. Și cum povestea nu este deloc una simplă, pacienta nu și-a mai luat tratamentul de mai bine de o lună. Singura variantă care ar putea să o salveze pe femeie ar fi internarea nevoluntară. Femeia a devenit un pericol pentru sine din momentul în care a început să refuze alimentele și medicamentele. Procedura de internare nevoluntară presupune încercări de a convinge și a prezenta situația de sănătate a pacientului și la ceea ce ar duce neinternarea. Dacă nu vrea, el nu vrea să asculte. Internarea în acest caz se face cu ajutorul ambulanței și dacă comportamentul persoanei este în mod vădit un refuz și ar pune în pericol viața sa sau... Dacă e agresiv. Este agresiv și situația sănătății sale s-ar deteriora, atunci se face cu ajutorul poliției. Pentru a nu o lăsa pe femeie să moară în casă, de această dată societatea ar trebui să ia o atitudine, pentru că vidul legislativ nu ar trebui să pună în pericol viața cetățenilor. După cum relatează familia, a refuzat atât tratamentul în regim ambulatoriu la domiciliu recomandat de medicii psihiatri, precum și a refuzat să se alimenteze. A trecut o lună de la externare, timp în care am înțeles că ea nu s-a mai alimentat, refuză orice colaborare. Bine, este și problema bolii de bază, a afecțiunii schizoafective de care suferă, dar aici ne confruntăm cu o problemă a sistemului, lipsa rețelei de spitale de boli cronice. La nivelul județului Galați nu avem un spital de boli cronice unde ar trebui internați și monitorizați acest tip de pacienți, ei rămânând în grija familiei, care, neavând de multe ori competențe medicale, nu știu cum să se comporte față de un asemenea caz. Familia pacientei va cere ajutorul unei expertize psihiatrice care ar putea stabili dacă persoana are discernământ sau nu, aici intervenind Spitalul de Psihiatrie și Serviciul de Medicină Legală. În acest caz, îngrijirea va deveni apanajul familiei. Mama tinerei va cere și ajutorul autorităților locale, urmând a fi demarată o anchetă socială în acest caz.